Bine ați venit la vlog! Termină, domnule, că a trecut Crăciunul de mult. Azi e cu veselie mare, am venit de la examen, am luat examen. Urmează să mă cetățenez și eu, pentru că, domnule, cât să mai trăiești în concubinaj de naționalități, așa? Da. Mie îmi place să fiu un concubinaj naționalitesc cu român, să știi? Da. Da. Și eu ce-i bun, morcovut. Am terminat examenul, l-am dat în Nottingham. A durat un picuț, dar pot să vă spun că a fost super ușor. Am făcut toate testele alea pe care le prezintă ei în aplicație. Pentru că testele alea seamănă, dacă nu sunt chiar identice cu întrebările și răspunsurile de aici. Mi-a luat, cred că, 2 ore și jumătate să fac toate cele 51 de teste din aplicație și am citit cartea de 2 ori. Am dat 10 lire pe carte, că pe Kindle e mai scumpă decât tu ai avut-o fizic, ții minte? Am citit-o pe nerăsuflate, deci pur și simplu m-a prins ca pe o poveste. Deci cred că nici Harry nu te-a prins pe tine cum a prins pe mine. La un moment dat eram, ia uite bă, dar ce-a mai făcut mă Cromwell ăsta? Pe unde a umblat? Ia uite bă, și Charles te prinde, știi? Dacă citești cartea, realmente înțelegi multe lucruri ce se întâmplă în țara asta. Cultură, din ce se întâmplă, din felul în care ei privesc lucrurile, multe lucruri, uite, chiar cum îi spuneam lui Dorzi. Mai ții, doamne, când eram noi în liceu, în cartea noastră de engleză, era un personaj din ăsta, că mi-aduc eu aminte bine, se numea Sanjita Gupta. Și era un personaj pe lângă Ben și cine mai era ei din cartea de engleză și eu tot timpul ignorantă fiind la vremea aceea, că eram ce-i vorba aia, eu trăisem cu Ștefan cel Mare și cu Mihai Viteazu, nu știam eu despre toată regalitatea și ce se întâmpla pe aici în UK. Mă gândeam, dom'le, cine este, de ce nume englezesc ăsta, Sanjita Gupta, ce treabă are în cartea de engleză? Vreau să vă spun și vreau să-ți spun, da, am o bucurie în suflet. Felicitări cu ea. Simte bine, nu? E așa, da, e, știu, e o chestie, v-am zis, eu n-am mai dat examene în UK, eu nu sunt ca Delia. Tot ce am de învățat, învăț în paralel cu munca la mine, sunt niște alte chestii. Bă, dacă e vorba de chestii din astea formale... Hai că ai avut puțin morcovelul. Mă, n-am avut, asta vreau să spun, că am ajuns acolo și nu am avut nici cea mai mică emoție. Nu? Am intrat al 6-lea, intraseră, deci, care să zic că 5 înaintea mea și eu am ieșit primul. Păi da, pentru că am ieșit imediat. Dacă ai citit cartea, dacă ai făcut testele aia, e nimic, deci absolut nimic. Da. Le știi deja, le visezi, nu există. Cartea este o lectură, din capul locului este constatarea, cred că cea mai importantă. Cartea este o lectură de exact 3 ore, dacă o citești pur și simplu. După aia când ai pus să faci testele, băi, vine să te uiți în carte ca să vezi ce s-a mai întâmplat. Da, mi se pare extraordinar, extraordinar. E și o chestie, așa cum am zis, dacă stai în țară sau știi de ce să te muți în țară, asta e bine să știi, da, să ai și o idee de treabă. Mă bucur foarte tare cu eu, felicitări pentru trecerea examenului. Dora a trecut examenul de cetățenie, eu am trecut examenul de story. Vine al doilea, l-ai pus încă unul, da, l-am pus pe al doilea, da, pe ziua de azi avem story-uri pe Instagram la Delia Mărâră, dar bineînțeles vor veni și cele de la Două Veselie, așa că nu ezitați să ne dați follow pe Instagram. Da, când o să facem 10.000 de abonați aici pe YouTube, o să putem face story-uri pe YouTube. Ah, nice, deci da, subscribe. Adică pentru noi ar fi mult mai ușor să facem aici, că ăsta este mediul în care noi ne simțim foarte bine, adică noi suntem obișnuiți aici. Păi chiar spuneam astăzi în story-ul de astăzi că toată lumea spune, doamne, voi sunteți un duo, când sunteți amândoi aveți un zvâc. Da, chiar așa e, pentru că eu când sunt singură nu am același zvâc. Să acestă serioasă dintr-o dată, iar Doru la fel. Eu sunt super serios. Da, pică în panta aia de... Da. Bun, acum astăzi vom vorbi despre ce subiect foarte important. Iar noi amândoi zici că ne zăpăcim unul pe altul. Păi, cred că așa ne zăpăcim oricum, unul. Eu oricum vreau să vă mulțumesc pentru că atunci când a filmat Delia, au fost o parte dintre voi care ne-ați auzit. Iar acea parte a spus așa, domnule, e foarte bine Delia cum ai filmat. Păi, dar trebuie să fiți amândoi, că așa este. E ceva. Știam, faptul că voi ne tratați întotdeauna împreună și niciodată separat este, cred că, cea mai mare recunoștință. Mulțumim, pe care o avem la adresa, la adresa voastră. Domnule, ți-am zis ce bine mă simt? Da. Uite ce satisfacție am, nu pot să cred. Și eu sunt foarte satisfăcută. Astăzi n-am învățat deloc, cu toate că trebuia să mă trezesc. Unde să mai invest? Am zis că e duminică, hai să mă relaxez un pic. Dar da, seara învăța până destul de târziu. Da, da, totuși simt nevoia. Nu știu, vreau să vă spun că am examenul de sinoptic și în general examenul de sinoptic cuprinde toate celelalte examene pe care le-ai dat. Mai mult sau mai puțin, depinde. Ideea e cele mai plictisitoare cupluri de pe internet. Cuprind. Noi suntem unii dintre aia, că ne ocupăm numai cu învățat, cum ai zis tu. Cuprinde practic informația din tot levelul, iar eu ieri mi-am dat comandă de câte o carte. Dacă nu scriai pe carte cu pixul. Da, am comandat și vreau să fac multe exerciții, pentru că informația cumva o am, recapitulez teoria cum ar veni, dar exercițiile sunt foarte importante să le faci. Deci înainte de examen, dacă faci exerciții... Hai domnule, lasă că examenul tău, lasă, astăzi e ziua mea, azi e examenul meu, gata. Vreau să văd și eu cum e să fii mega, să fie totul despre mine. Da, hai să, ar trebui să ne punem cumva de acord. Să
facem și live-ul cu privire la cartea lui Harry. Facem, da. Eu am ajuns, eu sunt mai bine de jumate. Deci am terminat partea cu, practic deci intru în partea cu Meghan. Ok. Good luck. Sper că n-am zis. That sounded very weird, but da? Go for it. Ok, asta trebuie să fac și când termin partea asta, facem live-ul. Asta ar însemna că în principiu, poate săptămâna viitoare undeva? Da. Dacă vă angrenați la live-ul ăsta, pregătiți-vă cu vreo 3 ore. Dacă așa. Nu ne gândim noi ca nu săptămâna viitoare, tot așa, în weekend să sărbătorim oameni care nu sunt sărbătoriți. Știți cum am alergat după cadouri? Vineri seara, it's Friday night. Cum sâmbătă am făcut story-ul da. La mine pe Instagram și am zis, gata, ne-am îmbrăcat, ne-am ferchizit, ne-am aranjat, mergem la ziua Irinei. Bun. Ei ne-au invitat la un restaurant la care noi nu am mai fost, care inițial era în City Center, în centru, în Sheffield. Acum s-a mutat undeva Amaya Cana. Da, ar fi bine să sunt în siguranță oricum. Noi am zis, gata, am luat cadourile, am plecat de acasă, ne-am dus în City Center, am parcat și am văzut că acel restaurant este închis, după care am căutat pe Google și ne-am dat seama că s-au mutat. Bun, nu-i nimic. Luăm mașina din parcare, mergem la restaurant. Restaurantul acesta este un restaurant chinezesc foarte drăguț. Oisoi. Oisoi se numește. Oisoi Gathering se numește acum că s-au mutat. Și este undeva la un la etajul 2, într-o clădire, în orice caz. Am parcat mașina pe o stradă, am luat florile și cadoaiele la purtător și am plecat. Și el ne-a văzut de la distanță și ne îndruma. Zice, vezi că luați, intrați în clădirea asta, luați scara rulantă sau liftul și ajungeți la etaj. Ajungem noi la etaj, se deschide lift, se deschid ușile la lift și ne vede Nazar. Și Nazar zice... Deci era cu brațul de flori da. Și Delia cu pungile. Și eu cu baloane. Cu baloanele, și... da. Nazar zice, dar astea pentru ce sunt? Păi zic, nu e ziua Irinei? Bine, nu e azi, că azi e duminică, mai sunt cât 2-3 zile, că pe 7. Noi știam că e pe 7, așa e trecută și în telefon. La care Dori zice, păi de-aia am venit cu... De-aia ne-am și văzut, de-aia ne și vedem, noi să sărbătorim ziua Irinei. La care el zice, nu de asta v-am chemat, ziua Irinei, la sfârșitul lunii. Not on 7, on 27! Oh, I'm so bad! Da, și bineînțeles că s-au amuzat și noi ne-am amuzat. Cumva m-am simțit prost pentru că, vă spun și de ce, ziua Irinei, noi am fost anul trecut, am ieșit, mai țin de la Zizis. Da. Iar ziua Irinei, anul trecut a fost o zi foarte frumoasă, că eram împreună, dar urâtă, pentru că era un sentiment așa de apăsare, da. Pentru că avusese loc invazia, iar toată lumea era foarte stresată, lumea în general era foarte stresată, da. Iar noi am ieșit cumva, pe de-o parte ne-am simțit prost că ne-am dus și nu ne-am dat seama că de fapt nu e ziua ei și că suntem prea devreme, cu toate că, cum e, la mulți ani sănătos, nu se supără nimeni. Da. Dar altfel m-am bucurat pentru că nu asociez ziua ei cu ziua aia. Deci m-am bucurat că n-am făcut asocierea și că nu mi-am dat seama. Așa e, a fost foarte drăguț, ne-am văzut. De fapt, ei de ce ne-au chemat? Ne-au chemat pentru că Nazar și Irina vor să înceapă și ei un proiect. Doru i-a ajutat cumva, le-a dat, nu știu, niște dispozitive, așa. Da. Și ei au zis, zice, măi, nouă ni s-a părut foarte drăguț și am fost cumva foarte frumos impresionat de treaba asta și am zis că trebuie să răsplătim, da. Să vă scoatem în oraș. Practic, exact. Noi am asociat cu ziua Irina. Și a zis, gata, cadouaie, facem. Nazar, ai văzut când v-ați uitat pe mesaj, el nu ți-a sugerat nimic, dar tu ai interpretat, deci mintea ta, da. Dar oricum, într-adevăr, cea mai mare bucurie rămâne asta, că nu am asociat sub nicio formă evenimentele nefericite de acum un an cu ziua ei. Asta e un lucru foarte bun și ne bucurăm. Și un lucru și mai bun este că vom petrece cu mai mulți și asta iarăși o chestie care ne-a bucurat super drăguța seara, suntem super entuziasmați. Vom petrece ziua Irinei într-o altă zi, separat, mai aproape, desigur, de ziua ei, nu la începutul lunii. Dar și cu mai mulți oameni dragi și nouă așa și este, lor. Așa este, da, ne bucură și abia așteptăm. Va fi o lună plină și asta pentru că cine ai născut în februarie? Da, mai trebuie să mai cumpărăm niște cadouri pentru niște persoane și așa cum am zis, este o lună plină pentru că eu sunt super, super stresată și Doru mă vede și a zis, văd așa cum stă departe de mine, să nu... He doesn't poke me, pentru că vreau neapărat să fiu ok cu examenul ăsta și este destul de greuț pentru că a fost o pauză pe care eu mi-am acordat-o și acum revenind cumva... Dar îmi place că memoria mea cumva reține și peste timp îți dai seama, bă, da, nici nu știam că mai știu lucrurile astea. E foarte interesant și surprinzător când descoperi asta. Eu am mai citit, țin minte când învățai tu pentru examenul de cetățenie, am citit și eu atunci cu Delia. Am trecut odată prin carte, dar am citit-o așa, cum se spune, un pic pe oblic. Nu m-am dat eu foarte tare. Mi-am adus aminte foarte multe. Da, deci este fascinant cum funcționează mintea. Da, și că e vorba de exercițiu aici și vreau să ajung. Vreau să vă spun că eu pe Duolingo mă apropii de 500 de zile consecutive în care am făcut. Și cineva m-a întrebat, bun, de 500 de zile folosești Duolingo, dar ai învățat ceva?
Pentru că am făcut spaniolă, după aia am renunțat la spaniolă, am făcut franceză. Ideea nu este să înveți o limbă cu Duolingo. Trebuie să fii imbecil să crezi că înveți o limbă cu Duolingo. Ideea este să te angrenezi la ceva și să fii consistent, să fii perseverent, să nu renunți. Și pentru mine asta este provocarea cu Duolingo. Să știu că acele 3-4 minute în fiecare zi sau 5 minute cât am eu, îmi fac exercițiu de limbă. Oricum, în franceză, cel puțin, tot timpul descoper câte ceva și cuvinte și chestii pe care mi le aduc aminte de, bă, nene, eram clasa a 6-a, a 5-a, cât eram eu atunci? Interesant. Da, chestia asta o avem aici, trebuie neapărat exploatată și mai e ceva. Dom'le, exercițiul ăla de a face continuu ceva, de a nu te lăsa, de cum devii productiv dacă nu fiind continuu productiv cu ceva. Ceva care după aia să poată fi extrapolat. Cineva ne-a scris într-un comentariu. Ar fi foarte interesant și poate că și foarte util să facem un vlog despre cum ați învățat să învățați, ceva de genul ăsta. Ah, ok. Da. Iar asta este o chestie atât de personală asta pentru că e, da. Eu și Delia avem procese atât de diferite. De exemplu, eu când am de învățat ceva spot on, 1 la 1, adică trebuie să știu exact cote, dacă trebuie să învăț cote, dacă trebuie să învăț munți, vârfuri, da. Trebuie să scriu. Dacă e așa care poate fi lălăită, cum se zice, mie mi-ajunge să citesc de câteva ori. Delia întotdeauna scrie. Eu scriu tot timpul, mai ales când e vorba de teorie, și eu învăț prin reținere de desene. Tu e schematică, toate cu schema la Delia. Da. Tot felul de prescurtări au sens. Acronimele, da. Acronime. Eu așa învăț și acum pentru contabilitate. Foarte mult mă ajută pe mine, de exemplu, T-tables-urile. Da? Debits and credits, toate accruals-uri, prepayment-urile, toate alea le am desenate și schematic în cap și eu așa mi-aduc aminte. Toate control accounts-urile. Sales ledger control accounts. Purchase ledger control account, la fel. Acum vorbește pentru fetele ei. Apixul, pur și simplu, închid ochii și știu, bun. Auzi cum ar fi fost. Sâlca e debit. VAT-ul trebuie să fie credit. Sales-ul trebuie să fie și el credit. Deci asta am în cap. Dom'le, dacă ăsta e sistemul. Știu că purchase ledger control account e reversul. E invers. Da. E, uite, vezi, sistemul ăsta, da. Că asta e și o chestie mnemonică. Îți faci o schemuță pe care o vezi și derivezi din ea. E, așa am și eu. Că și am învățat unele lucruri, am niște asocieri. Doamne. Deci pentru mine Scoția este un ciuline, ca să aflu după aia că ciulinele este floarea lor națională? Da. Sau că Irlanda, care săraca, îl are pe petrică, că e așa. Domnule, pentru mine, da, Irlanda de Nord e, bă, e nea petrică, mă, e lăsat uitat acolo. E cu trifoiul că Irlanda e verde, oricum. Nu așa am gândit eu, bă, e... Nea Petrică n-a avut niciodată noroc în viață. Da, i-a dat ăștia cu trifoi. Așa ai gândit? Așa am reținut eu. Eu am San Patrick și știu că San Patrick e cu trifoiul. Păi da, dar cum știi? Care este asocierea trivială? De-a lungul timpului am știut când e sărbătoarea. Am văzut pe internet că e asociat cu trifoiul. Uite, spre exemplu, eu n-am reușit să rețin că Saint George... Da. Este sfântul ăsta care se sărbătorește aici, 23, nu știu cât, aprilie, nu mai știu cât, dar în Anglia, până când nu am aflat de copilul ăla mic al lui William și Kate. Da, dar de... cred că se sărbătorește peste tot. Nu mai este bank holiday acum, nu se mai sărbătorește. Dar e interesant că tipul de asocieri pe care le facem în cap, doamne, vrei să spun ceva? Avem o mână de prieteni și nu reușim să reținem când e ziua lor, da? Tu vrei să reținem când sunt sfinții? Nu, aia există calendar. I-am avut la examen, uite, l-am avut pe Sfântul Augustin. Pe Sfântul Așteaptă. Cum am învățat să învățăm? Era o chestiune, dar înainte de asta mi-aduc aminte că mai era o cerință despre educație financiară și cum vedem noi banii. Noi am mai făcut chestia asta într-un vlog, nu mai știu exact, câteva vloguri în spate. La treaba cu învățatul, toată lumea are un approach propriu. Da. Și nu pentru toată lumea funcționează aceeași metodă ca cea pentru mine. Iar în ceea ce partea cu educația financiară, v-am mai spus eu, când vorbim de bani, lucrurile sunt atât de subiective și implică atât de multe variațiuni, încât nu pot eu să dau educație financiară. Eu, singura educație financiară pe care o am dezvoltat-o în cadrul familiei noastre este implementarea taxei Moraru. Noi am mai vorbit despre taxa Moraru. Taxa Moraru este, o să rezumat așa, 30% din toți banii care intră în casă se duc în economii. Asta e tot. Și atâta timp cât pui 30% deoparte, dar e primul lucru pe care îl faci. Mai este principiul binecunoscut și de bun simț, nu te întinde niciodată mai mult decât ți-e plapuma. Da, sau nu cheltui mai mult decât produci. După ce am pus primul story ieri, ce fel de ten folosesc? Și astăzi am fost această influencer. Nu pot să cred. Influencer, domne, care v-a spus ce fel de ten folosește și am dat eu pe nuanțe, pe culori, pe aia, pe aia, la altă. Și fii atent aici, explicam eu despre nuanțe, da? R30, asta, ei au nuanțele așa cu litere și culori și este
cu litere și culori, cu litere și litere și numele, voiam să zic. Da, asta este treaba, că în general... Bă, de ce? Asta e o chestie, că noi când am zis că facem shorturile astea, noi am uitat să menționăm că noi nu le facem tăiate, noi le facem, nu shorturi, cum se numesc story-uri. Sunt dintr-o bucată. Sunt dintr-o bucată, trebuie să le tai ulterior, pentru că eu nu le filmez direct din Instagram, că nu știu să fac asta yet, dar învățăm. Și asta. Dar le tai efectiv, sunt segmente că, de dacă minut. Le pui pe Instagram, ți-o taie și ți-o oprește, nu ți le segmentează cum ți le segmenta înainte. Și acum le segmentez eu să fie câte un minut, dar am zis, dacă spun vreo idioție cum a fost asta, așa le las. Deci eu am zis așa, păi noi nu ne-a dus capul, mă, când ne-am apucat în 2019 să facem treaba asta, așa trebuia să facem. Bă, trebuia să facem story-uri, mă, că pe story-uri cât poate să-ți fie rușine cu tine? 24 de ore. Nu. Dar vă spun că am spus și astăzi în story, n-am o structură, n-am o idee, n-am o țintă fixă, n-am un subiect anume despre care să vorbesc, ce întrăznește mintea aia vorbesc, că e cosmetic, n-am de gând să fac numai despre cosmetic, că este filozofie, facem și despre filozofie. Adică eu, ce-mi vine mie o idee acolo, o pun în story și o dezvoltăm, pentru că așa cum am spus, faptul că este această interacțiune directă, pentru că la comentarii trebuie să aștept să se pună vlogul, să uite omul la un vlog lung, să-ți comenteze dacă are chef, dacă nu, nu. Unii oameni reacționează instant la, la fierbânțeala aia story-ului și eu o văd ca pe oportunitate pe care și eu o am să învăț și atunci eu vreau să o exploatez la maxim, așa că bear with me, cum am zis. Învățăm împreună. Da. Până la urmă, eu care sunt foarte mototol pe vloguri, pe live-uri nu am problema asta și constat, cel puțin din cât am interacționat eu, că nu mă simt deloc să-mi jenit nici pe story-uri, pe story-urile tale. Nu știu, probabil pentru că ții tu telefonul, că știi că am vorbit noi deci treaba cu camera. Poate e ceva acolo și încă nu știm. Bun, hai să... Dar nu zici că astăzi stăteam în, în parcare acolo unde eram și făceam story-ul și eu eram conștientă că treceau oameni pe lângă mine, se uitau la minutul și poate să vorbește cu telefonul. Da, e atât de în natura a ceea ce facem noi de zi cu zi, pentru că deja această latura mea de influencăriță deja se dezvoltă din ce în ce mai tare și vă aștept pe Instagram să vedeți cum mă dezvoltă în acest... Da. Doamne, ce mai... Ideea este că pentru noi toată treaba asta cu social media este o distracție teribilă. Și da, așa cum am spus, urmează să facem și în limba engleză și, subliniez, și în limba engleză. Iar pe 22 februarie încheiem proiectul pe care noi l-am propus, anume să vloguim timp de un an în fiecare zi. Și vedem ce va fi. Exact. Am făcut mai mult decât un vlog pe zi. Am făcut, da. O să fim mai încolo, cred că o să fim pe la 367, dar, nu știu ceva de genul ăsta. Commitmentul și promisiunea... Ce ziceam și cu mai devreme, cu Duolingo. Exact, beauty, chestia asta. Beauty before feelings, că uneori îmi venea să doamna! Niște picioare în vlogul ăsta, când aveam chef. Vă dați seama că nu în fiecare zi ești... De-aia am și ales, bun, decât să-mi bag picioarele, cum voiam, am zis raw, natural, așa cum suntem. Ieșim din zona de confort. Pentru că ăștia suntem oameni și oamenii sunt așa... Stricați. Vin la pachet cu tot felul de defecte, de probleme, de... Asta suntem, cu iar asta la definăm. Noi... Iar la noi problemele se văd, vin de aici cele mai multe. Bun, acesta este vlogul. Concursul, înainte să încheiem concursul. Dom'le, e complicat, dar concursurile următoare poate facem altfel. În loc să vi le scriem, vi le spunem de-a lungul dar am vlogului. De gând și eu să fac pe Instagram, am de gând să fac. Să împic, că tu urmează să faci giveaway de pe cât începe al tău? Între 14 și 22 va fi concursul. Deci nici nu încheiem bine pe ăsta și continuăm cu altul? My God. Dar am niște vești cu privire la giveaway-ul de pe 22. Așa că urmăriți-mă pe Instagram ca să le aflați, la Delia Mărărâi și, bineînțeles, vizitați-ne și la Duo Veselia. Instagramistică și YouTube-istică. Pentru că pe lângă 14-22 și ce facem noi aici pe YouTube în materie de giveaway-uri, vreau să fac niște giveaway-uri și la mine pe Instagram. Dar de ce, domne? Pentru că e frumos în lume să dai și să fii darnic și să vezi lumea. Dar din dar se face rai, ce-i drept. Gata, ăsta a fost vlogulețul. A fost ușor astăzi cu cuvintele, nu? Că a fost un singur cadru, nu ne-am fățit. Da, asta, ca asta, dar oricum. Domne. Vă mai spun o dată și cu asta încheiem. Bă, stai atât de fericit! Cine-i cetățean în februarie? Pa! Pa!